Primarul interimar Lucian Micu s-a aflat în toată această perioadă în fruntea Comandamentului Local pentru Situații de Urgență, coordonând acțiunile complexe de dezăpezire și luând cele mai corecte decizii de înlăturarea zăpezii abundente căzute în Roman. Prezentarea activităților pe care le-am desfășurat în cadrul celor 3 zile, de când ne aflăm sub avertizare cod galben, viscol și ninsoare într-o primă etapă, ceea ce ne-a pus foarte multe dificultăți, special pe parcursul zilei de ieri, atunci când am avut foarte multe probleme generate de vânt, dar și ulterior înghețul și celelalte activități. Așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, vineri după amiază am fost nevoit să convocăm o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Pe de o parte, așa cum vă spuneam, datorat condițiilor meteo nefavorabile și în speță gerul care se anunța, iar pe de altă parte necesitatea de a închide artera ocolitoare est, tronsonul din drumul județean care duce spre Lusca, până la Cersanit, până în drumul european, dar am creat tot timpul un spațiu de acces pentru cei care lucrau la Cersanit. Vântul foarte puternic în acea zonă genera o vizibilitate aproape spre zero și împreună cu ceilalți colegi din Comitetul Local pentru Situații de Urgență, după ce am analizat situația împreună cu Poliția Națională, am luat această decizie de închidere a acestei artere. Și la această oră, în continuare, o avem închisă. Se acționează cu două utilaje pentru dezăpezire și, dacă condițiile meteo permit, vom avea o ședință de comandament de iarnă la ora 10 și vom lua decizia dacă vom deschide această cale sau nu. Alternativ, am oferit ruta veche de transport pentru cei care au trecut prin municipiul nostru, respectiv prin Mihai Viteazu, astfel încât să nu avem sincope deosebite în trafic. Revenind la situația din municipiul Roman, vreau să vă spun că încă de vineri seara am fost prezent pe toate străzile din oraș. Lucrurile au stat bine spre seară, chiar dacă a nins și a viscolit. Ulterior am folosit și materialul antiderapant, astfel încât să avem un trafic în condiții de siguranță. Și ca drept dovadă că lucrurile au stat bine la Roman, în urma discuțiilor cu Poliția Națională, ni s-a spus că în ultimele 2 zile nu a avut loc niciun eveniment rutier pe raza municipiului Roman. Începând de sâmbătă, ninsoarea s-a întețit spre seară, s-a întețit și vântul. Noaptea, în seara de sâmbătă spre duminică, noi am acționat de cu seară la îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Pe la ora 11, noaptea de sâmbătă, lucrurile arătau bine pe străzile din municipiul Roman, numai că începând de duminică dimineață de la ora 3 s-a intensificat foarte tare vântul și ninsoarea, moment din care am ieșit din nou și am acționat pe arterele principale din municipiu. Însă, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, pe tot parcursul zilei de ieri, viscolul puternic ne-a pus foarte mari probleme. Însă, chiar și așa, toate străzile din municipiul Roman au fost circulabile, nu am avut situații de drumuri închise, iar acolo unde am avut punctual 2-3 zone în zona de nord a cartierului Bălcescu, am acționat în permanență cu o volă pentru a debloca cele 2 străzi, vorba de Prundului și Cocorului. În continuare am acționat în permanență și pe tronsonul de ocolitoare est dinspre Europeană spre Cersanit, acolo unde am asigurat accesul tirurilor și a personalului care lucra în această unitate de producție și, de asemenea, tot în permanență am acționat pe sectorul de drum dintre sensul giratoriu Mihai Viteazu, Primăverii Slazului, cu linia ferată de la Luțca, astfel încât să avem în permanență și acel sector de drum deblocat. În principiu, așa cum vă spuneam, nu am avut absolut nicio problemă legată de circulația pe străzile din municipiul Roman. Dificultățile au fost în zonele în care a viscolit foarte mult și se creau acele valuri de zăpadă. Ulterior, când viscolul s-a mai domolit, am intervenit cu mai mare eficiență, dar preocuparea noastră principală a fost aceea de a face absolut toate străzile din municipiul Roman să fie circulabile, lucru pe care l-am și reușit. Aseară, la ora 11, am luat o pauză cu toate utilajele din toate zonele, atunci când am deblocat inclusiv o mare parte dintre aleile, dintre blocuri. Și pe această cale aș vrea să mulțumesc cetățenilor care au sunat la numărul de telefon 0233 984 pentru a ne sesiza aceste zone încă unde erau probleme. Vorba de o sesizare a fost în Smirodava, una pe Walter Mărăcineanu și una în cartierul Favorit, unde de altfel la câteva minute după ce sunase acea persoană a revenit cu telefonul să ne spună că deja era venit utilajul în zonă. Personal, în toată această perioadă am fost prezent pe teren în toate sectoarele de activitate. Împreună cu colegii mei din primărie am luat ieri decizia de a ne împărți orașul în 9 sectoare de activitate, astfel încât să fim cât mai eficienți și un număr cât mai mare de colegi din primărie să urmărim utilajele care dezăpezeau în zonă și să facem o identificare la fața locului a problemelor urgente, acolo unde se impunea desfundarea căilor de rulare și ulterior, încetul cu încetul, să intervenim și în celelalte zone. Ulterior, începând cu ora 3 astăzi dimineață, toate utilajele au ieșit în teren. Vorbim de o capacitate de 22 de utilaje pe care le-a avut operatorul de salubritate. Pe parcursul acestor activități, parte dintre ele au mai suferit avarii și la un moment dat ne-am desfășurat activitatea cu 16, dar acest lucru a fost doar temporar. După o oră, o oră jumătate, pe măsură ce aceste utilaje erau reparate, reveneau. Marea parte a problemelor nu erau de funcționarea utilajelor, ci de faptul că mai agățau cu lamele fie borduri, fie capace de canal care nu erau peste cotă și astfel produceau avarii la lamele cu care dezăpezeau. Per total spun că activitatea a fost bună. De dimineață, așa cum vă spuneam, de la ora 3 am ieșit iarăși în aceeași formulă extinsă cu toți colegii mei din primărie, 9 persoane pe cele 9 sectoare, plus eu, care făceam o verificare peste tot. Am reușit să fim mult mai eficienți, cunoscând mult mai bine zonele în care a intervenit fiecare și am reușit deblocarea până la ora 7 a tuturor căilor principale de circulație, iar începând cu ora 7, după o nouă ședință a comandamentului de iarnă, am făcut o analiză și, practic, mai erau o serie de alei dintre blocuri care mai necesitau intervenție, dar acolo, datorită faptului că erau foarte multe mașini parcate și numai 3 utilaje de dimensiuni reduse care poate să intervină, am făcut și o prioritizare pe zone. În ceea ce privește activitatea de dezăpezire a trotuarelor, am intervenit și pentru această activitate. În special am acționat în zona arterelor principale de circulație, acolo unde am dezăpezit părțile de acces spre trecerile de pietoni și de pe o stradă spre alta. Am intervenit și cu un utilaj de tip ATV cu o lamă care a dezăpezit foarte bine și chiar acest lucru mi-a dat o idee vis-a-vis de anumiți prieteni pe care i-am și care dețin ATV-uri, prin care să le lansez o provocare, dacă tot sunt amator de senzații tari, să le lansez o provocare și în acest sens să facem o echipă de intervenție, o echipă de voluntari care în momentul în care apar astfel de situații să intervină în sprijinul autorității publice locale. Dar acest lucru îl vom discuta după amiază, nu erau în localitate în cursul dimineții când am luat legătura cu ei și pe viitor sunt convins că vom găsi înțelegere și din partea lor. De asemenea, tot la nivelul intervențiilor, la nivelul trotuarelor, am stabilit astăzi dimineață în ședința operativă împreună cu directorul Direcției de Asistență Socială și împreună cu domnul City Manager să scoatem și beneficiarii de la Legea 416 începând de mâine la dezăpezirea trotuarelor, astfel încât și această categorie de persoane să-și aducă aportul în comunitate prin activitatea pe care o prestează. Mai departe, vom comanda în perioada următoare încă 100 de tone de sare, pentru că în continuare pentru miercuri se anunță precipitații. Astăzi, la ora 10, vom avea din nou o ședință de comandament de iarnă pentru a stabili în cursul zilei de astăzi maniera în care ne dorim să și încărcăm zăpada din zonele centrale ale orașului, astfel încât să deblocăm parcările din zona centrală, drept pentru care cred eu că va fi o zi plină pentru noi în continuare și ne propunem până diseară, până la noapte, o mare parte din zăpada din zona centrală a orașului să o și îndepărtăm, astfel încât începând de mâine lucrurile să reintre normal. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în urma discuțiilor cu cei de la Agenția Națională de Meteorologie și cu colegii mei din primărie, am constatat că această cădere de zăpadă a fost cea mai mare din 2012 încoace, dar cu toate acestea, din punctul meu de vedere, cred eu că la nivelul municipalității, la nivelul municipiului Roman, având în vedere faptul că toate străzile au fost circulabile, la orice oră din zi și din noapte, pot să apreciez că a fost o activitate bună, o activitate care a permis romașcanilor care au avut necesități, nevoi ieri ca să se deplaseze cu mașina, au putut să o facă în condiții de siguranță. Sigur că astăzi lucrurile arată mult mai bine și aceasta, așa cum vă spuneam și mai devreme, datorită faptului că viscolul s-a oprit încă de azi noapte de la ora 2 și ne-a permis ca activitatea de dezăpezire să fie mult mai eficientă. Întreaga activitate de dezăpezire este atent supravegheată și coordonată în teren de 9 șefi de direcții din primărie, coordonați de primarul interimar Lucian Micu și city managerul Ovidiu Bojescu. Conducerea primăriei apreciază că activitatea de dezăpezire în Roman este mai bună ca în alte orașe, cum ar fi Bacăul, de exemplu, care a avut arterele blocate de viscol. Cantitatea de zăpadă căzută în Roman în aceste zile este cea mai mare din 2012 și până acum.